Vă salut și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Hai să vorbim cu Olivia. Este o emisiune de divertisment în care vom cunoaște oameni și povești ale vieților lor care le-am descoperit și eu pe parcursul carierei mele. Astăzi o avem ca invitată pe Corina Nenciu, pe care o salut. I-am zis fetei acestea să vină cât mai fashion posibil, pentru că aceasta chiar se pricepe foarte bine la acest domeniu. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că astăzi ești alături de noi. Eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat și cu plăcere oricând, știi că îmi place să vorbesc despre fashion, pentru că despre asta vorbim. Uite, ne-am văzut ieri la un eveniment fashion din capitală care a fost aici, lumea a venit foarte bine îmbrăcată și prima întrebare, după ce trecem la Instagram, stil de viață, sport, alimentație, călătorii, pentru că toate acestea le deții foarte bine, să-mi spui, cum îți pare o notă de la 1 la 10 la evenimentele mondene? Cum îți pare lumea îmbrăcată? Mai depinde foarte mult de tema pe care o avem la orice eveniment monden. Noi știm foarte bine că de fiecare dată când primim invitațiile, le primim fix așa. Mai trebuie să te îmbraci cu trești. Ține lumea cont de dress code? Nu. Pentru că am văzut, uite, la evenimentul la care am fost noi, la o firmă care se ocupă inclusiv cu hainele. Da. Nu am văzut oamenii să țină cont de dress code. Era oranj-negru și n-am văzut pe nimeni îmbrăcat. Deci toți erau negru, practic. Nu, pentru că pe participanți îi interesează cel mai mult să vină, să fie văzuți și să facă plăcuți și să plece acasă. Pentru că, acum pe bune, ții o ținută acasă, ce? Să te duci la un eveniment, nu toată lumea este pe partea asta de fashion și nu toată lumea vrea să investească bani. Bine, noi mai avem noroc că lucrăm în domeniul ăsta și avem diverse contracte cu case de modă. Ne este mult mai ușor. Dar să vină o persoană normală și să investească în fiecare zi bani pentru o ținută, nici mie nu mi-ar conveni și nici ție, pe bune acum, să fim serioși, nimeni nu vrea să stea să-și dea toți banii pe ținute. Ce facem? Pică și fonierul pe noi. Vedetele de obicei care sunt invitate la aceste evenimente, ok, acum toți sunt vedete, nu contează ce fac și dacă au vreo, nu știu, în viața asta ceva opțiuni, dar toată lumea e vedetă și toată lumea e foarte populară în mediul online. A văzut că nu prea țin cont, adică eu nu prea umblu la aceste evenimente doar așa când apuc și eu să mai scap de aici, de televiziune și de toată anvergura în care trăiesc. Și a văzut că chiar nu țin cont de dress code. Cred că am văzut doi oameni îmbrăcați în oranj-negru de la ultimul eveniment. Dar așa, cine ție ți pare cel mai stilat om, nu știu, din toată industria asta, Instagram, muzică, designer și așa mai departe, pentru că parcă am impresia de multe ori că toți suntem la un loc și toți suntem aceeași castă, să zicem, socială. Da. Cea mai stilată persoană la momentul actual, din punctul meu de vedere, pentru că părerile știm foarte bine că sunt împărțite, este Adelina Pestrițu. Ea poate să îmbine mult mai multe stiluri vestimentare și nu doar unul. Ai văzut, noi suntem obișnuite să ne ducem, să ne îmbrăcăm normal, însă ea știe să facă styling și styling nu știe să facă toată lumea, pentru că ce înseamnă cu adevărat styling nu ține doar de haina de pe tine, ci ține și de bijuterii, de pantofi, de accesorii de pe cap, absolut, și cum zice, puia. De la cismea la cercei. Așa. Fix așa zice. Dar e mereu o concurență, uite, între Pestrițu și Cristina Ih. Deci, permanente concurența asta, nu știm care din aceste două etaloane ale Instagramului nostru, pentru că ele, într-adevăr, mie îmi pare că sunt cele mai stilate dintre toate femeile care sunt pe Instagram. E mereu concurența asta, parcă între ele două. Eu sunt, favorita mea e Ih, deci de la început a fost. Tu să înțeleg că ești cu Pestrițu, deci suntem în două echipe diferite. Mereu îți pare, nu știu, pare concurența asta dintre ele. Cum le descrie diferit stilistic, uite, pe ele două? Eu n-am nicio favorită, în primul rând, că ai spus-o, deci nu este vorba de favorism, de nepotism, cum spunem noi, nu. Stilistic, Adelina Pestrițu îmbină mult mai multe stiluri vestimentare, Cristina Ih merge foarte mult pe clasic. În schimb, ceea ce este foarte important e că noi trebuie să înțelegem că, de fapt, stilul vestimentar este diferit față de toți. Pentru că eu pot să te îmbrac pe tine în
ceea ce sunt eu îmbrăcată, dar tu dacă n-ai atitudinea mea, degeaba te îmbraci. Pe lângă stilul vestimentar contează și atitudinea. Ele două sunt două femei total diferite, cu o atitudine total diferită. Adică dacă ai îmbrăcat-o pe Cristina, cum este Adelina Pestrițu, nu o să-i stea bine. Așa că sunt total diferite. Cristina merge pe clasic, Adelina merge pe mai multe stiluri vestimentare, ceea ce și eu recomand, însă este cam greuț să ieși din zona ta de confort. De asta Cristina rămâne acolo, în zona de confort. Adelina Pestrițu este pe costum, pe rochiță, pe fustiță, pe... Deși nu l-am văzut pe Iha, mai văzut-o și în training. Pe cealaltă n-am văzut. Ba da, Adelina Pestrițu, cum? E mereu cu training. Pe Instagram am văzut-o doar foarte înținte, așa, lejere, feminine, foarte așa, rochițe, cu decolteuri, deci foarte feminină am văzut-o de aceea și mi-a părut cumva că insistă mai mult pe acest gen. Ok, cine se îmbracă cel mai prost din tot showbiz-ul nostru? Să fiu sinceră? Da, normal, din bărbați, fete, spune oricine. Ozana Barabanci. O să zici și nume? Da. Mamă, stai că scade pălăria din cap. Fii atent pălărie. La pălărie. S-a dus, e jos. Da, dacă mai dau un cap, s-ar putea să pice peste. Nu ne strica decorul, te rog frumos. Nu ne strica decorul, că abia am început emisiunea. Da, Ozana Barabanci, din punctul meu de vedere. Bine, stilul este diferit pentru fiecare. Cred că Ozana Barabanci, dacă s-ar îmbrăca puțin mai clasic, ar fi cu siguranță mult mai feminină. Încearcă niște stiluri pe care, de fapt, care nu avantajează neapărat. Și știi cum este, din dorința asta de a încerca ceea ce este nou, e posibil să epatezi. Uite, bine, ce stil merge tuturor sau nu știu ce elemente din vestimentația ai alege și ar merge pentru oricine din stilul vestimentar? Ce stil aș alege? Uite, Dana Budeanu, de exemplu, nouă ne spune că cel mai bine pantalonii skinny, un sacou negru care să te acopere foarte bine. Deci povestea despre anumite elemente care stă bine la toate femeile, știi? Da, nu stă bine la toate femeile. În primul rând, pantalonii skinny, eu dacă sunt slabă, mă vezi, zici că spar. Nu ai cum să îmbraci o femeie slabă. Când e slab, nu stă bine în orice. Asta este o prostie totală. Eu pe credeam care că anume când e slabă. Uitați-vă cum e fata asta din fața mea, care are 45 de kg cu tot cu pălărie. Cu tot cu pălărie are atâtea kilograme. Eu credeam că e foarte ușor să îmbraci. Nu există așa ceva. Păi când e slab, nu poți să te îmbraci într-un blug drept sau un pantalon drept care îți compară. N-ai cum să vii, să te prezinți așa. Oricât ai zice tu, mă, este fashion să fii slab. Nu avantajează pe toată lumea. Da, într-adevăr, sacorile, costumele sunt... costumele cu pantaloni evazat vor avantaja întotdeauna pe oricine, indiferent de statură și de greutate, pentru că e foarte ușor de asortat costumul. Nu trebuie... Oricând îți iei un costum pe tine, arăți bine. Din punctul meu de vedere. Iar cu blugi nu e așa. Și cu multe alte piese. Dar îmi pare blugi cel mai greu de găsit. Deci blugi... Da. Actual e cel mai greu de găsit în toate magazinele, nu mai vorbim acum, ok, alea și alea de branduri, dar și alea de mass market-uri, la fel, este destul de complicat să alegi o pereche de blugi potrivită. Ok, bine, am vorbit despre stil, mi-ai dat din casă și cine nu-ți place și cine îți place. Instagram-ul tău, ai acolo 80.000? 80.000, da. 80.000, deci m-am uitat dimineață, nimic nu s-a schimbat de atunci și sper să nu se, schimbe și nici când mai apare sus, emisiunea. Mai sus, mai sus, doar creștem mai sus. Ai crescut foarte rapid acolo pe Instagram. Comunitatea ta a venit tot din fashion. A venit tot lume care te-au cunoscut prin intermediul călătoriilor tale frumoase, locații și destinații de vis, haine frumoase, scumpe, asortate bine, viață de lux. Cât din Instagram este realitate? Din Instagramul tău cât este realitate? Uite, te vedem acum și în poze. Și cât este aparența din Instagram? Uite ce frumoasă! Mă iubesc! Ia uitați-mă ce zâne sunt! Uite ce poze frumoase ți-am ales eu! Înainte de emisiune chiar m-am străduit să-ți aleg pozele perfecte. Aici sunt în Zanzibar. Aici ești în Zanzibar. Da. De unde bani pentru călătorii? Întrebarea mea așa în față. Eu muncesc foarte mult de mică. Întotdeauna mi-a plăcut să muncesc, n-am fugit niciodată de muncă. Nu o să spun despre afacerile mele. Dacă sunteți interesați, le vedeți pe Instagram. Despre, este vorba tot în domeniul beauty, despre afacerile fashion, tale. Da. Nu am vorbit niciodată despre ele la televizor. Oamenii mă cunosc, știu de unde să mă ia dacă este nevoie de acest aspect. În mine n-a avut nimeni niciodată încredere, Olivia, să fiu sinceră. Mie niciodată nimeni nu mi-a oferit credit. Eu știam ce pot și am fost întotdeauna extraordinar de sigură pe mine. Am învățat, am stat pe ele, cum se spune pe românește, și am strâns bani.
Și am început ușor, ușor să călătoresc împreună cu iubitul meu. El e foarte pasionat de călătorii. Și tare mult te susține în tot ceea ce faci. Te susține și în călătorii, dar nu mai vorbim de asta. Instagram, podcast și așa mai departe. Te susține foarte mult. Rar găsești un bărbat deschis să susțină, da, să investească emoțional, să nu se teamă de o femeie puternică care se dezvolte lângă el. Eu îl iubesc foarte mult pe Cristi și mulțumesc pentru tot ceea ce, nu pot să zic că m-a creat, dar m-a învățat multe aspecte importante ale vieții și mi-a spus un lucru pe care eu cu siguranță o să-l spun tuturor. Dacă ai potențial și dacă tu îți dorești să devii ceva, nimeni niciodată nu te poate opri. Iar tu, Corina, ai foarte mult potențial, poți, haide să faci ceva din asta. Deci a fost ăsta secretul creșterii tale, bărbatul care mereu te-a susținut. Da, și bărbatul care niciodată nu m-a făcut să mă simt prost. Știi cât de mult contează să găsești pe cineva care să spună... Știu, că n-am găsit. Știi cum a început prima mea afacere? Hai să spun ca să înțeleg. Prima mea afacere a început de la un bărbat cu care eu vorbeam la vremea respectivă și mi-a spus că viața mea e o incertitudine. Zic, e o incertitudine? Stai că ți-arit o incertitudine. Și am ajuns de la o prostie să am un brand, să mă formez prin brandul respectiv. Și e o poveste foarte lungă. El n-a crezut în tine, nu, la momentul ăla. N-a crezut ăla în mine și cred că bine, eram și un copil, un copil. Câți ani aveai atunci când ai început asta? 23 de ani, 20, nu știu. Dar n-a crezut, oricum nu mă interesa. Era o perioadă în care eram eu cu capul nori, dar e bine ca oamenii ăștia negativi să vină în viața ta, să poată să-ți dea două, trei cuvinte proaste, ceva ce să te doare. Mă, dar unii bărbați chiar au un imbold, uite, asupra ta, asupra altor femei care au obținut ceva în viața asta, care au brandurile lor, care fac bani, care sunt independente în momentul actual. Mereu stă la bază un bărbat care nu a crezut în tine sau, nu știu, o familie, pentru că am auzit povești cu femei care părinții, nu știu, n-au crezut în ele și dar așa mai departe. Dar nimeni n-a crezut nimeni, adică doar mama. În afară toată lumea spunea că sunt oaia neagră a familiei. Păi ții minte și acum în familia mea, chiar mi-am dorit să vorbesc asta cu cineva vreodată. Povestește, ai toată nimeni, libertatea. Nimeni niciodată n-a crezut în mine. M-a văzut așa un copil flășturat, adică acum cred că uitându-mă la mine le dau la toți peste nas și mă bucur. Dar mereu se face impresia despre femeile frumoase, frumusețea lor de multe ori este și o povară, uite și în cazul tău și cunosc fete frumoase, care deseori sunt tratate cu stereotipuri, pentru că e o fată frumoasă, pare care vând în cap, nu un creier bine structurat și poate crea ceva pe bune. Da. Ai avut așa etichete? Da, sigur pe tine? Că da, sigur blamată? Că da. Aoleu, Doamne ferește, dar de câte ori s-a vorbit urât despre mine că reușeam ceva chiar din familia mea, spuneau asta. Și sper să vadă emisiunea asta. Chiar din familia mea spune asta. Au crezut întotdeauna că eu nu știu. Și mă sunau chiar prietenele lor, că erau femei în toată firea, și îmi spuneau: Corina, vezi ce a zis de tine, uite. Și auzeam, mă mai suna încă una, iar auzeam, încă una și iar auzeam. Le-am păstrat pe toate, le-am magazinat foarte bine în creier și în cap. Și am spus, mă, dar nu vă ard eu într-o zi. Mă, dar nu vreau să mă vedeți voi. Ești pe o mine. Fire care ține minte și nu te uită. Te țin minte și peste 10 ani te țin minte. Și știi ce, cum a dus viața asta, Olivia? M-a dus fix așa. Fix oamenii care mi-au întors spatele când am avut nevoie de ei, Dumnezeu i-a adus în calea mea. Dar eu i-am și ajutat. Și le-ai arătat atunci, nu, că cu Corina Nenciu nu e de jucat. Nu, din contră, i-am ajutat. I-am ajutat și mi-a părut bine că am putut să fac chestia asta, pentru că în momentul în care ajuți un om și știi că ăla ți-a întors spatele, se simte și puțin prost. Întotdeauna dacă poți să ajut pe cineva, o voi face, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecutul nostru, că toți avem unul și trebuie să-l respectăm. Dar sunt persoane care m-au rănit foarte tare și persoane pe care nu o să le uit în viața mea. Și la alea, da, le port o ranchiune și jind și probabil mereu va fi așa. Ok. Eu nu mai zic de showbiz în care tu ai intrat, practic, te știi la toate petrecerile, la toate evenimentele astea. S-au uitat la tine așa... A venit și asta, cine mai e și asta? Eu țin minte când a venit eu din Moldova, că era la fel față de mine, că se uitau cine mai a venit și prezentatoarea asta și cine mai e și ea. Ai simțit asta de la vedetele, așa zisele vedete din lumea showbizului când ai intrat aici? Știi care este norocul meu? Că niciodată nu m-a interesat ce spun oamenii despre mine. Mai niciodată. Niciodată nu mi-a păsat și tocmai de asta astăzi sunt aici. M-au făcut, cred că m-au întors, m-au perpelit pe toate părțile, cum se spune. Dar niciodată nu m-a interesat și nici nu mă va interesa vreodată. Așadar, da, am primit și priviri urâte și critici. Tocmai ce îmi spunea la podcast una dintre invitatele mele, că i-a spus un urmăritor de pe Instagram că am o voce urâtă. Nu te mai uita, tati, la mine. Tu mai departe, vezi de treaba ta.
nu trebuie să te uiți la mine. E foarte ușor să treci mai departe. Dacă te deranjezi, te pup, la revedere. Dar nu-ți pare că oamenii anume Instagram, în Instagram din cauza faptului că ei, într-un final, mă rog, rămân, nimeni nu o să zică nimic pentru comentariul lui, deci rămân cumva foarte safe și bine, el lasă ceva negativ în aer și asta nu se întoarce la el nicicum, dar la tine ajunge, pentru că știu că și la mine ajung comentarii, mesaje și așa mai departe, mai ales când ai o capacitate mare de oameni care se uită la tine. Te afectează vreodată? Adică ai avut vreun mesaj care să te facă să plângi la început, nu știu, la 20.000, la 10.000 când ai început toată cariera asta? Sau deja atât de tare te-ai făcut încât nu te mai doboară nimic? Eu mi-am luat foarte mult hate din prisma a ceea ce am spus câteodată, pentru că sunt un om foarte asumat. Am primit la mesaje, Doamne ferește, ce era în lista mea acolo, însă nu-mi pasă. Asta mă ajută pe mine cel mai mult. Nu mă deranjează, poți să-mi scrii absolut ceea ce vrei tu, poți să-mi spui și de bine și de rău, îți mulțumesc dacă e de bine, îți mulțumesc dacă e de rău. Am învățat un lucru de când sunt în televiziune, reclama negativă este reclamă și ea. Și este binevenită oricând la mine. Nu am nicio fel de problemă. Dar mie îmi pare că ești o fire oricum foarte, foarte sensibilă. Chiar dacă te ascunzi sub o mască așa de indiferentă, de tipa de pe Instagram, care e foarte frumoasă, care mereu duce o viață de lux și e totul la ea perfect. Deci la Corina Nenciu pe Instagram nu vezi niciodată ceva rău sau ceva negativ. Deci la ea totul e perfect. Doamnelor și domnilor, mă încurcă firul ăsta negativ. Da, și de fiecare dată mă uitam la tine, așa totul perfect. Așa totul, deci ești ca o păpușică așa permanent, niciodată nu permiți oamenilor, chiar având o lume interioară foarte sensibilă, să ți-o vadă, să-ți vadă partea sensibilă din tine. Toți avem o parte sensibilă. Eu am avut-o în momentul când tatăl meu, din păcate, a făcut un accident vascular cerebral. Ai măi, acum, acum 11 ani și atunci eu m-am trezit la realitate. Din copilul în care vezi din... Doamne, n-am crezut că la prima mea emisiune fac ce pe cineva să plângă. Da, s-a întâmplat foarte repede. Eu eram un copil foarte talentat, un copil care aveam absolut tot ceea ce îmi doream eu. Și am avut un șoc când tata n-a mai venit acasă. N-a vrut să-mi spună la început, a paralizat. Dintr-un munte de om, din păcate, de 10 ani este paralizat, însă acum e bine, mama a avut foarte mare grijă de el și atunci am înțeles eu ce înseamnă responsabilitatea, pentru că până atunci am fost un copil foarte alintat, un copil care a avut absolut tot ceea ce a avut nevoie, un copil poate puțin zeflemist și puțin flegmatic și Dumnezeu a vrut așa să-i dea o palmă, să-i întoarcă capul la ceafă, cum s-ar spune, și... M-am învățat foarte multe, eram în clasa a noua și am rămas singură într-o casă și m-am uitat așa pe pereți și ziua, seara, a doua zi trebuia să mă duc la liceu dimineața și de frică, pentru că eu niciodată nu stăteam singură în casă, nu dormeam toată noaptea, mă uitam pe tavan și a doua zi dormeam pe bancă, a fost foarte greu și să n-ai părinții lângă tine... Fix când ești în perioada aia adolescentină e foarte greu. Doamne, vine să te îmbrățișez. Nu știu cât de mult putem, din punctul ăsta de vedere. Adică nu putem să ne... Nu știu cât de mult putem să ne îmbrățișăm. Gata, suntem legate aici, gata, nu mai putem să ne îmbrățișăm, dar te îmbrățișez. Cam cade și casca între timp, gata, m-a emoționat. Da. N-am crezut că cineva plânge cu mine astăzi în emisiune la prima ediție. Hai să vorbim. Sunt foarte multe de povesti de atunci și cred cu tărie că orice experiență pe care o ai în viață te formează mai departe. Eu astăzi sunt Corina din fața voastră pentru că în copilărie am fost o Corina mică care nu a fost chiar așa de bine. Și acum tu compensezi foarte mult, adică acum chiar ești acolo unde îți dorești. Ai ajuns acolo unde ți-ai dorit, dar între timp Corina mică din interiorul tău o simt că e încă fetița aia foarte așa supărată pe ce i s-a întâmplat, pentru că ai trecut prin niște nedreptăți din partea vieții, a sorții. Foarte multe, da. Foarte multe, dar nu sunt supărată pe nimeni. Consider că în viață trebuie să ai anumiți pași ca să ajungi unde îți dorești și nu trebuie să grăbești lucrurile, pentru că dacă le grăbești, te vei întoarce în punctul în care
l-ai grăbit și ai vrut să-l ocolești, să-l sari. Și am avut foarte multe încercări și foarte multe urcușuri și coborâșuri. Am fost de la zero, am pornit de la zero, am urcat sus. Țin minte și acum, au fost niște perioade foarte grele pentru mine când am venit în București, că nu cunoșteam pe nimeni, însă Dumnezeu mi-a călăuzit pașii și m-a făcut să ajung ceea ce sunt astăzi, dar cu foarte multă muncă în spate. Și am muncit, nu m-am lăsat niciodată. Am muncit, că toată lumea spune, măi, asta e power flower, cum se zice? Power flower, așa power se zice, flower, așa da. Se zice de fetele astea energice și exact, care și ca noi vorbesc, sunt bine cu toată lumea. Ăla, ăla îi dă bani. Păi dai seama că asta era vorba exact, din Târgu, mi-era da, rușine să zic nu, așa găsit, pe șleau, că așa așa, zice. Nu este așa, Cristian a văzut într-adevăr în mine un potențial foarte puternic, într-adevăr, dacă am nevoie întotdeauna de ceva, este acolo pentru mine. Măi, dar de ce să fim atât de... Deci, pe mine urăsc în viața asta, încă pe lângă toate, un aspect care e foarte prezent în viața noastră este ipocrizia. Ah, da. De ce dacă o femeie și un bărbat, unde trebuia să-l găsești pe bărbatul ăla și de ce trebuia să ai un bărbat fără bani? În cazul ăsta. Așa foarte adevărat. Bine gândit. Unde trebuia să găsești? Trebuia să iei un boschetar? Care e exact. Ideea? Eu am spus-o și întotdeauna voi fi asumată, fără bani nu poți să trăiești. Nu poți, Olivia, oricât ai venit tu și mi-ai păi spune... Păi e adevărat. Știi cum e, când nu depășești cușcuța aia ta, nu ai cum să vezi cât de mare este lumea. Ai nevoie de bani ca să poți să trăiești, ai nevoie de bani ca să poți să te susții financiar și să faci ceea ce vrei tu și ceea ce te face pe tine fericit. Pentru că noi oamenii tindem să nu vrem să evoluăm tocmai de frica a ceea ce urmează și a ceea ce vom vedea noi pe parcurs. Dar oamenii de obicei sunt așa, le place să stea în banca lor, să stea în viața lor, să nu evolueze, să nu crească, că știi cum e și cu bărbații, adică la anumite etape unii bărbați dispar din viața noastră anume din cauza că nu pot evolua cu noi la fel de mult de la o etapă la alta. Și asta tot e adevărat, pentru că nu poți să-l întreții pe ăla toată viața. Bărbaților le este foarte frică de femeile puternice. Femeile care pot întotdeauna vor veni cu idei, iar lor le e frică de ideile tale. Nu vor vrea să te susțină, sunt foarte puțini bărbați care o să creadă în tine și care o să-ți spună haide să facem asta, haide că tu poți și găsești foarte rar. Și oricum, în momentul în care tu o să urci și o să devii ceea ce-ți dorești, bărbatul respectiv o să încerce să te... Să te aducă la loc, la cum te-a cunoscut. Niciun caz să te ridice pe tine, să spună, vai iubita mea, haide să facem noi doi să împărțim lumea. Pentru că multe își doresc anume asta, să fie întreținute și atât. Multele nu se doresc să evolueze, pentru că știm lumea showbiz-ului și așa mai departe. Multora le place să stea în banca lor acolo, să nu evolueze, să-i cheltuie banii lui ăla și atât. Foarte prost și foarte greșit. Ceea ce le sfătuiesc pe fete este să nu depindă absolut niciodată de un bărbat. Odată ce depinzi de un bărbat, depinzi în totalitate de el și este total greșit. Trebuie să ai tu un business al tău sau dacă n-ai un business al tău, cu siguranță să ai un job stabil, un job cum am avut și eu, din care mi-am făcut business-ul mai departe, o siguranță a zilei de mâine, că dacă se supără respectivul, nu te dă afară din casă, cum se spune. Trebuie să fii tu o femeie împlinită și fericită, nu tu și el o echipă împlinită. Veți fi, dar pe parcurs. Înainte de toate, tu ești principalul tău sponsor, ca să spun așa. Planuri de viitor. Știu că sună de multe ori foarte banală această întrebare. Am văzut că faci un podcast și o emisiune despre fashion. Deci toată viața ta este așa nebună în jurul ținutelor foarte extravagante. Că îi place să epateze aceste fete. Eu din prima zi când am văzut-o într-o rochie roșie și în 10 ținute încă care mai de care, zic gata, asta este invitata mea perfectă și pentru un subiect despre fashion. Care sunt planurile tale? Când se mărit? Când te măriți? Nu se epatezi, că se epatezi înseamnă să greșesc, că te mănânc. Păi nu. Tu nu greșești. Păi asta nu, deci nu epatăm. Încercăm să nu greșim. Nu m-am mărit, pentru că nu este prioritar pentru mine, însă nu zic nu pe viitor, dar... Eu am văzut un inel, nu știu dacă pot cei de regie să mă ajute aici un cadru mai apropiat de inelul ăsta, că e foarte scump, băieți. Vă rog frumos să se vadă, că e foarte scump inelul ăsta, cât mai aproape pe Corina Nenciu o dărem. Deci, inelul ăsta are și urechi, adică astăzi are cercei, ea arată și cercei, dar să vadă lumea la cameră că e pe bogăție venită Nenciu azi la Hai să vorbim, nu e venită pe... Da. Deci e pe bogăție venită. Deci, avem două inele foarte frumoase pe mână, le-am mai văzut aceste inele la tine, de aceea și întrebam.
Că eu îmi dau seama ce o să fie pe Instagram când te măriți tu. Eu 10 doresc... rochii, 14 domnișoare de onoare. Nu. Eu îmi doresc, bineînțeles că vei fi invitată. Eu îmi doresc o nuntă foarte simplă. Dacă acum 5 ani mă întrebai, mamă, să vezi forfătă mare cu lăutari în fața blocului. Păi nu facem așa? Nu facem așa, noi ne-am pregătit deja, domnișoarele de onoare, ne-am pregătit deja. O să facem o nuntă foarte simplă, probabil undeva pe plajă, pentru că eu asta îmi doresc, în niciun caz, nu cu metrie, nu rudisme, nu vreau să mă pupe nimeni când dau 500 de lei pe machiaj, deci vă rog să mă înțelegeți, mamă, tată, soacră, frați, surori, nu vreau să mă pupați când mă fac machiajul, că dau o grămadă de bani pe el. Nu-mi place ideea asta de a juca horele în sat. Nu mi-a plăcut niciodată, nici nu m-am văzut mireasă, însă niciodată nu este prea târziu să mă văd. Întotdeauna visele mele din copilărie au fost altele, nu acestea. Nu să mă căsătoresc, să fac copii, să fiu mireasă. Mm-hmm. Însă niciodată nu spui nu. Dar eu... Ai relație de mult timp, de aia spuneam că vezi seminelul ăsta frumos, scumpuț, de pe mânuță, zic, merge încolo situația. Am văzut relația frumoasă pe Instagram. Este o relație foarte frumoasă, care a pus bazele unui respect reciproc extraordinar de mare. Și îi mulțumesc mamei, soacră, te iubesc. Știi că a avut o creștere băiatul ăsta de nota 10. Măi, n-am ce să-i reproșez femeii, este o doamnă minunată pe care eu o iubesc. Eu n-am avut niciodată relații cu fostele mele soacre, le-am urât pe toate. Zic deci sincer. Asta e femeie perfectă, n-are cred că alte fete în afară de tine. De când am intrat deci în casa ei, femeia asta m-a primit așa, cu zâmbetul pe buze. Și mi-a vorbit extraordinar de frumos, din mami nu mă scoate. Și niciodată nu m-a făcut să mă simt prost. În schimb, scorpiile alealte nu. Eu zic direct, eu le simt. Deci eu te simt, dacă te simt imediat. Nu-mi place de tine sau îmi place de tine. De toate că vorbesc astăzi, dar dacă îmi povestea cineva, că îmi spunea Corina Nenciu de fostele ei soacre, Ce bine că emisiunea asta are puțin timp. Că dacă intram în discuții, știam și cum nu le-a plăcut ciorba, ce nu le-a plăcut. Dar nici nu mă interesează, nu gătesc. Nu-mi place să și gătesc. Și le spune în față, bă, eu nu gătesc. Da, dar de ce? Eu nu gătesc, mama soacră să se ducă să-și comande mâncare, băiatul ăsta. Dar eu doamnei Maria, mama lui Cristian, i-am spus că nu-mi place să gătesc, adică eu nu mă feresc, eu nu mă dau ceea ce nu sunt. Eu mă prezint în fața ta fix ceea ce sunt. Rămâne la aprecierea ta dacă mă vei place sau nu. Place? Zic corect. Place. Da. Dacă mă vei place sau nu. Dacă nu, la revedere, te pup, asta nu înseamnă că nu s-au cufit tu. Adică ce treabă am eu, că te iau în brațe și dorm cu tine noaptea, până la urmă. Sunt foarte asumată, foarte degajată și foarte transparentă. Dar putem să vorbim orice, îți spun ce mă deranjează, îmi spui ce te deranjează. Dar trebuie să sun pe soacra de 20 de ori pe zi, trebuie să te comporți ca cu mama ta, trebuie, nu știu, să faci ceva pentru asta. Nu există, avem o relație normală, semna bine ai venit, bine v-am găsit, v-am pupat, am stat de vorbă, am plecat. Ce? De ce să ne deranjăm prea mult una pe alta, până la altă? Nimeni nimic, Corina Nenciu, ca să înțelegeți asta, așa trebuie să fie așa toată denumirea emisiunii. Pe cap, știi? Da. Mie îmi place că tu ești foarte sinceră și sinceritatea asta a ta sau prinde, sau place, sau nu place. Deci și energia ta. Unii oameni rămân pur și simplu impresionați, ce mișto e, alții le frică de multe ori de energia asta a ta care explodează din tine de multe fix ori. Fix asta mi-a spus cineva chiar din familia mea. Lasă, eu întotdeauna fără nicio modestie m-am văzut de mică. Cu toate că toată lumea spunea că sunt ochelaristă, slabă și nu. Eu întotdeauna m-am văzut foarte frumoșică. Și spuneam asta, Doamne, cât de frumoșică sunt. Doamne ferește, deci toată lumea, dar lasă-i pe alții, dar de ce să-i lași pe alții să spună despre tine că ești frumoasă? Mereu ni se spune asta, lasă-i pe alții, ți-au murit lăudătorii, lasă-i pe alții să te laude. Nu lăsați pe nimeni niciodată, dacă este vorba despre voi trebuie să știți cu exactitate că sunteți frumoși. Asta ține de tine și de iubirea ta de sine, care e cea mai importantă. Prima oară când ești tu, Olivia, este iubirea pe care ți-o porți tu ție, apoi iubirea pe care o porți celorlalți. Tu ești cea mai importantă. Doamne, Corina, noi ne știm și în afara camerelor și Corina, nu credeți că e doar așa în emisiune, deci când se sting reflectoarele, Corina e la fel și la fel vorbește orice are în cap, deci ce e afară, e și în cămară. E o vorbă la mine în Moldova. Bineînțeles. Și așa e mereu, adică și asta cred că le lipsește multor femei. Încrederea asta în ele, că sunt frumoase și sunt bine, orice ar fi. Adică de multe ori văd femei și fete foarte frumoase, dar atât de triste. Și eu am văzut din cauza bărbaților de lângă ele care nu le valorifică. Dar eu mereu le spun, măi, dacă
simți că nu e, simți că nu e al tău, dacă nu-i sclipesc lui ochii după tine, lasă-l, fată, în pace, că vine următorul. Tot asta le spun și pe Instagram. Mea, când ești îndrăgostit, ești prost. Da. Până tu să-ți dai seama că ăla nu-i potrivit pentru tine, tu ești prost la început. Adică nu e ca și cum, mamă, tot oricum nu te vezi prost. Tu crezi că așa este corect și te încurajezi în lucruri total negative. Nu. Dacă ai simțit din start că ăla nu e pentru tine, să fugi, tati. Fugi cu toți bărbații în lumea asta, Doamne ferește. Și crede-mă, cu siguranță, chiar dacă trece mai mult timp, îl găsești tu și pe ăla potrivit pentru tine, ce e al tău e pus deoparte. Nu există. Se apropie finalul emisiunii noastre, din păcate. Nu pot vorbi non-stop. N-avem emisiune de 24 de ore cu Corina Nenciu, deși mi-ar plăcea. Stilul te definește pe tine cel mai bine și caracterizează-te. Care sunt 4 aturi ale tale? Că tu te lauzi pe tine, îți place să te lauzi, e bine să te lauzi pe tine, pentru că ai pentru ce? Adică te felicit cu tot ceea ce ai obținut și ești până la etapa actuală și nu știu, câteva calitățile tale, ale tale forte. Transparența, sinceritatea, iubirea față de oamenii din jurul meu, pentru că știu să respect pe absolut oricine care este în fața mea, indiferent de cine este, și promptitudinea. Sunt o persoană de cuvânt, o persoană care dacă vorbești cu ea un lucru, eu mă prezint oriunde și nu numai asta, înainte acolo, pentru a nu te pune pe tine într-o postură dificilă. Și sunt un om foarte transparent pentru că îmi doresc să discut transparent despre ceea ce înseamnă Corina Nenciu și despre cine este ea, pentru că pe lângă femeie este și un personaj și îmi place să vorbesc despre mine cu ironie și sarcasm, pentru că pe tine și pe viață trebuie să te mai ieși un pic la mișto. Păi așa e. Corina, orice interviu mereu îmi place să spun că are termen de valabilitate și așa. Nu știm dacă ceea ce credem acum la etapa actuală ne va mai fi despre noi și peste ani de zile. Dar acum, la etapa actuală, vreau să spui ce contează cu adevărat pentru Corina Nenciu în viață. O să fiu foarte sinceră cu tine. Contează cel mai mult peste absolut orice sănătatea mea și a celor pe care îi iubesc. Al doilea loc va fi peste doar și poate situația financiară, pentru că am spus-o și o voi repeta întotdeauna, nu poți fără bani și niciodată nu vei fi o persoană, nu se poate fără bani, e simplu. Și ceea ce contează foarte mult pentru mine este să fiu respectată la fel, pe același loc, să fiu respectată de cei din jurul meu, pentru că și eu la rândul meu îi respect și iubesc, și să fiu fericită și împlinită. Pentru că mi-am dorit și m-am rugat la Dumnezeu foarte mult să-L găsesc pe Cristi și a venit în viața mea fix la momentul potrivit și mulțumesc pentru asta și sper să fie lângă mine și la bine și la greu, pentru că am fost unul lângă altul în situații foarte dificile și ne-am demonstrat că iubirea poate să învingă tot. Cam acestea sunt lucrurile cele mai importante pentru mine. Eu îți doresc să fii fericită împreună cu el și îți doresc multă sănătate celor de acasă, pentru că știu care este relația ta apropiată cu ei și cât de mult îi iubești, pentru că tu, chiar dacă pare o fată foarte rece, așa la prima vedere, interesată doar de fashion, doar de bani, doar de chestii foarte așa palpabile și materiale, de fapt, am cunoscut-o și azi în emisiune, dar și în general, e o persoană extrem de sensibilă, sinceră, și e adevărată. Deci e așa cum o vedeți la televizor, e așa și în viața de zi cu zi. Îți mulțumesc mult pentru discuție și sper că ți-a plăcut să vorbești cu mine. Așa că vă invit, dragilor, să urmăriți în fiecare weekend emisiunea Hai să vorbim cu Olivia Cucoș. Pa, pupa, dragilor! Pe curând! I'm going to go to bed.